ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție Bezei Life. Discutăm astăzi cu Părintele Calistrat de la Mănăstirea Vlădiceni din Iași o temă pe care ați solicitat-o în repetate rânduri, respectiv timpul. Timpul care pare insuficient pentru a mai duce la bun sfârșit tot ceea ce ne propunem. De ce avem impresia uneori că nu ne mai ajunge timpul? E o problemă, într-adevăr, că s-a comprimat, ori nu prea știm noi să-l mai gestionăm. Ne va explica Părintele astăzi și totodată vom vorbi și despre sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, care are loc sâmbătă pe 24 iunie. Sărut, mă, Părinte, bine ați revenit! Doamne ajută, mulțumim la cei ce ne ascultă, post binecuvântat, și trebuie să știm, definiția timpului este cea mai grea definiție, pentru că timpul are foarte multe definiții și foarte multe sensuri. Cuvântul timp nu spune absolut nimic din ceea ce vedem cu ochiul liber. Ca să înțelegem timpul, trebuie să înțelegem întâi veacurile și veșnicia. Timpul este un rezultat al limitării noastre personale, spirituale și duhovnicești. La început, când Dumnezeu a făcut cerul și pământul, ne vorbește de ce? De un început. Într-un început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Nu ne spune ce era. Dimineața, prânz, seara. Soare, lună, stele. Nu ne spune dacă era după un timp sau după alt timp. La început. Și atunci însemnăm așa. Prima formă a timpului sunt veacurile. Și aici se încurcă cei mai mulți oameni de știință și nu-și găsesc explicațiile lor logice pe care vor să le dea lumii prin tot ce înseamnă aceste cercetări științifice, care nu sunt altceva decât niște simple supoziții și ipoteze. Dacă eu spun că în capul meu sunt 2 milioane de fire de păr, unul poate să demonstreze, dacă îmi taie capul, ia scalpul și le numără. Dar dacă eu spun că sunt 2 milioane, că mi le-a numărat cineva în chip matematic sau a făcut suprafața capului și a împărțit la milimetru pătrat câte fire de păr sunt, e o ipoteză. De ce? Singurul care știe despre acest lucru este Dumnezeu. Nu vă faceți grijă că voi sunteți mai de preț decât păsările cerului. Un fir de păr din capul vostru nu se mișcă fără ca Dumnezeu să știe de el. Noi ce facem dimineața? Mergem în fața oglinzii, am băgat periuța de peptenat, luăm niște fire de păr care au ieșit, le dăm în coș cu mare grijă să nu rămână pe haine și nu știm de ele. Și totuși pe Dumnezeu îl interesează, că-s create de el. Deci iată ce înseamnă timpul față de veșnicie. Și atunci când Dumnezeu a început să lucreze la înveșnicirea lucrurilor, în veșnicia timpului, s-a gândit că trebuie să creeze pe lângă lumea nevăzută și o lume materială. Cea în care ne mișcăm noi astăzi. Pământul cu toate ale lui, planetele, galaxiile, stelele, astrele și tot ce vedem noi în tot universul. Cum spune acolo? Cela ce ai făcut pământul ca pe o nimică înaintea ta. Numai că aici începe să apară următorul lucru. Deja avem o ierarhizare a timpului. Timpul până la început, adică cel de dinainte de început, și aici e tocmai infinitul Dumnezeu pe care noi nu-l putem cuprinde cu mintea, pentru că noi nu putem spune niciodată, Iosif Vreniu comentează aceasta despre purcederea Duhului Sfânt și despre Dumnezeu, despre Sfânta Treime, arată clar, oricât te-ai sui prin minte spre o măsură a lucrurilor, niciodată nu-l descoperi pe Dumnezeu. Dumnezeu este deasupra timpului, deasupra materiei și deasupra spațiului. Când l-ai căutat pe Dumnezeu în timp, el nu mai este Dumnezeu, pentru că timpul este o lucrare a creației. Spune așa, cel ce ai făcut vremile și anii, cel ce ai făcut soarele și luna și astrele, spre vremi, spre zile și spre ani. Deci iată că Dumnezeu este nevoit, după neputința omenească, să creeze niște semne ale timpului. Și aici imediat ajung, v-am zis, tematica e suficient de largă. Și ajung la timpul de dinainte de Dumnezeu, de început. Care înseamnă atât. Veșnic.
Poezia lui Eminescu surprinde foarte frumos acest element. Ce e lumea noastră sau ce e viața noastră? E o clipă suspendată, înainte și înapoi, întuneric se arată. Cei dincolo de noi? Am întâlnit odată o chestiune, dar cred că era de paranoia, nu folosesc altfel termenul. Mi-a povestit cineva că și-a adus aminte ce cântece îi cânta mama când era în pântece. O fi și adevărat, eu nu contest lucrul ăsta, dar am luat-o ca atare. Am zis că dacă omul se simte bine așa, nu îi stric feng shui-ul, l-am lăsat în pace. Dar noi n-avem de unde să știm ziua în care am intrat din veșnicie în timp. Deci, din clipa în care ne-am zămistit în pântecele mamei și până când am văzut lumina zilei plângând în mâna obstetricianului sau chiar a mamei, a moașii, deci noi până atunci nu știm nimic. E o lume nouă, necunoscută. Am putea spune că și un copil în pântecele mamei sale spune aceeași chestie. Oare există o mamă? Parcă aud niște zgomote, parcă mai este o lume lângă noi. Da, și noi căutăm de multă vreme extraterestri, civilizații ultra nu știu care, dar suntem atât de bolânzi la minte câteodată și nu înțelegem că în cosmos se petrec niște probleme. După câteva planete mai încolo, pentru că soarele se îndepărtează, în univers ai și la minus 200 de grade Celsius, deci n-are cine trăi acolo. Iar cu cât te apropii de soare, sunt niște grade în plus care ar topi tot ce s-ar apropia, așa că iar vorbim de pe pereți. Și atunci noi nu ne dăm seama de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, dar Dumnezeu le-a limitat și a spus. Întunericul a numit noapte și lumina i-a spus zi. Și a început creația. Și avem timpul celor 7 zile ale creației, referatul biblic, despre care știința nici azi n-a lămurit nimic. Ceva foarte puțin în Cartea Afacerii, Serafim Roz, un mare teolog, din partea rusească, aici cu German de Alaska, partea asta aici s-a nevoit spre America, rușii albi. Spune acest Serafim Roz că dilema dintre realitate și dintre timp și veșnicie, realitate și Dumnezeu este tocmai aceasta. Că noi descoperim lucruri atât de complexe și atât de adânc studiate și, cum spun cei care fac săpăturile astea sau contrastele astea cu carbon 14, cu toate numărătorile astea, 30 de miliarde de ani în urmă, 2 milioane de ani în urmă, 6 miliarde de ani în urmă, 7 miliarde de ani în urmă, aia e veșnicia lui Dumnezeu. El a făcut-o într-o clipă, El a zis și s-a făcut, spune Scriptura, El a poruncit și s-a zidit. Și tu, intrând tocmai în complexitatea acelui lucru, de fapt îți dai seama că ai intrat în veșnicia lui Dumnezeu și în complexitatea lui Dumnezeu. Când Darwin a luat premiul Nobel pentru acea povestioară a lui cu diviziunea și cu teoria evoluției, care era de fapt o porcărie, era doi fetuși, unul de găină și unul de câine, pus în formă negativă, pozitiv și negativ, să arate că unul de om și unul de la nevertebrate, să nu știu ce tot spunea el acolo. El n-a putut să riște premiul Nobel pentru o prostie, omul s-a dus pe știință. Asta cerea știința, asta era tendru, materialismul dialectic, era vorba de vremea atei, omul și-a știut să-și speculeze momentul de istorie, el a murit cu Biblia sub cap. El era evanghelist și foarte credincios. El a crezut că o celulă se taie în două exact cum tai o pâine. Și asta am crezut și noi multă vreme. Știința demonstrează astăzi că foarte multe din teoriile care noi le-am învățat de-a lungul timpului sunt apă de ploaie. Sunt niște supoziții a unor oameni care la vremea respectivă și-au luat puțină drojdie și-au avut zvâcniri de creier și-au scris niște eculubrații debitate de ei și cu atâta tot, nimic în plus. Și mă duc mai departe. Dumnezeu, în schimb, când le-a creat, le-a pus cu o precizie. A spus așa, să se separe apa de uscat. Uscatul a numit pământ, mările, oceane. Cât a durat asta? Dumnezeu știe. Poate cineva să ne explice, poate că a durat o secundă. Noi nu avem nimic să știm. M-am întrebat odată, mi-a pus o întrebare o femeie. Asta a fost una din teologumenele mele personale. Dar am luat-o ca fiind bună pentru că mi-a acoperit mie răspunsul minții. A zis, părinte,
M-am plimbat prin toată Franța, prin toată Elveția, prin toată Austria. Am văzut niște munți atât de frumoși și minunați. Cum a putut Dumnezeu crea toate acestea? Foarte simplu, zic. Ai fost vreodată gospodină? Ai avut rufe la spălat? Unde era? Un ciubăr sub apă, nu? Și le-ai scos ca să le storci. Când le-ai scos din apă și le-ai ridicat să le scurgi de apă, cum arătau? Nu? Aveau diferite forme ciudate și apa curgea din ele. Așa a făcut Dumnezeu cu munții. A băgat mâna în materia veșniciei și a scos aceste forme ciudate. Că așa spune în cartea lui Iov. Noi nu avem niciun răspuns.